Centrul Cultural Pitești a organizat în sala Ars Nova spectacolul de teatru scurt cu titlul Carol de Slavomir Mrojek. Manifestarea a fost susținută de trupa de teatru Sens Unic sub îndrumarea actorului Andrei Pătru. Și-au mai dat concursul tinerii cu aptitudini artistice Lucian Bolbea și Marius Ionescu. Bunicul nu se desparte niciodată de pușcă. O curăță în fiecare zi. Noi în familie știm ce avem de făcut. Da. Puteți să citi asta? Dumnezeule, mi-aduc aminte când am văzut cu răpunțatul taica, băgând un jumătate de chil de aici, în plin, în pultă, și încă de la 60 de pași, l-a trăznit noata, îți spun eu. Vreți să vă concentrați, Vițel? Citirea acestor litere prezintă dificultate? Nu, nu fi fost poate 60, dar 50, sigur. Pe urmă, bunicule, pe urmă, mai târziu, acum trebuie să ascultăm ce spune domnul doctor. Da. Să reluăm. Citiți asta? Nu. Dar asta? Nici. Unde e Carol? Răbdare, bunicule. Trebuie să-l ascultăm pe domnul doctor. Altfel nu o să mai facem bumbu cu Carol. Îi arăt eu. Dar asta? Nu. Nu-i o fără speranță. Să continuăm. Aceasta? Eu să spun ce mi-e plac mai mult planțele. Alice, un moft! Vă întrebam aceasta? Și dumneata, pipa? Nu. Da. O să încercăm să facem ceva. S-ar putea ști în ce împrejurări i-a slăbit până între atât vederea bunicului dumneavoastră? Din cauza pântei. Bunicul a pântit întotdeauna. Nu soară ta dușmanul? Și la noi știți, geamul e murdare. Da, într-adevăr, asta obosește ochii. Eu îi tot spuneam, bunicule, așa și dumneata cu pânta până la pașii când se spală geamurile. Dar eu nimic, era grăbit. Până și în somn pântea. Așa e bunicul.